Ce un ministru cu școală puțină, ambiții mari și destul de... Ia uite -vă că iar s-a golit. Merge, merge, intră, intră. Bagă. Salutare, prieteni! L-ați văzut? Domnul Cotibanis, care ce face? Ne aduce aminte... Băieți, înainte să-l jeliți pe Ceaușescu, așa cum l-ați pe Facebook, pe YouTube, la televizor, stând de acolo și zicând patriotisme așa din, din rărunchi de la Duoden, de acolo, de la Găvărica de la Duoden, dar, Băieți, asta a rămas. Din mentalitate. Sigur că există o mulțime de oameni onești care speră la altceva, care așteaptă altceva, dar până la urmă exact ăștia care îl plâng pe Ceaușescu sunt victimele ăstuia, nu-i așa, ministrul care are studii puține, dar mare aspirații, multe aspirații, și culmea îi vota de exact ăia care plâng la mormântul lui Ceaușescu. Și apoi era de la mormântul lui Ceaușescu vin și spun, Doamne, da, Ceaușescu era mai bun. Băieți, vi se pare că Ceaușescu era mai bun pentru că n-ați avut altceva de votat. Eu sunt convins că dacă ăștia care îl plâng pe Ceaușescu ar fi avut de votat ceva mai rău decât Ceaușescu, băi, eu, eu, cred că l-ar fi votat pe ăla. Pentru că ăștia care plâng după Ceaușescu votează mereu un rău, nu știu cum să le zic, fascinant. A râs Iliescu cu gura până la tâmple. A râs. Au făcut praf capitalism, Începutul la mugurelul ăla de capitalism. L-a făcut praf, a făcut mineriadele. A făcut mineriadele. Ghișcin l-a ales. Ăla care îl gelia pe Ceaușescu. Îl regreta pe Ceaușescu. Și au rămas încet, încet, încet niște traume. Dar ne vindecăm. Știți de ce ne vindecăm? Că putem să facem comedie de tarele astea, de traumele astea. Putem să râdem de ele. Înțelegi? Și sunt, sunt o grămadă de, nu știu cum să le zic, de. de tablouri, o să le zic. Da? Pur și simplu, tablouri, figuri de astea de ceară, sau mai bine zis, costume de astea de scafandru. Te bagi în rahat, nu te murdărești tu, nu, ziei un costum de la de scafandru, îți iei eu de aia de respirat, da? Ca la Marea Neagră, și după azi, mă bag în rahatul electoral, mă duc în rahatul din cabina de vot. Da? Unii votează cu gândul la viitor, alții votează cu gândul la trecut. De la aia care votează cu gândul la trecut, ia ca ce ies. Ies, paradigme de-astea umane. Culmea, bă, tocmai astea ați votat întotdeauna. De fapt, vă invit să începem războiul. Războiul comediei împotriva prostiei. Războiul râsului împotriva celor care ne vor trești. Personajele? <laughs> se poate de contemporane. O șefă de cabinet, destul de bine, nu? Dar aflat în slujba serviciilor secrete. Alo? 20, 20? Răspundeți că n-am control! Și o isterică! Da, da, isterică! Patrona de bordel care știe multe despre mulți! Te-ai întrebat vreodată de ce așa de mulți votanți de stânga în țară? Nu zic că stânga ar fi îngrozitoare și dreapta ar fi paradisiacă. Nu, nu. Eu mă gândesc la stânga, mergând mai departe cu gândul, păi băi, ai avut stânga vreo câteva decenii, din 47 până în 89, tot stângă, bine, schizoidă, dar stângă, tot stângă ai avut. Și totuși, din 3, din 89 până acum, ai votat stânga-stânga sau dreapta de stânga. Foarte puține au fost la guvernare, au fost la guvernare de într-adevăr de dreapta. Și, și, dacă au fost de dreapta, au făcut două, trei măsuri de dreapta și după aia au zis, băi, dar pierdem voturi. Lasă-o dracului de reformă, uite fraierii de polonezi. Nu mai au fost fraieri, că au făcut Au într-adevăr, nu, acum au, într-adevăr, ok, autostrăzi, o mare putere economică, putere, putere militară, trăiesc într-adevăr mai bine, dar au fost fraieri, bă, că erau să, pah, să rămână fără unii. Dar noi nu facem reforme. Și atunci te-ai trezit în 32 de ani de o altă stângă, făcută și de a de stânga-stânga, dar făcută și de ăștia de dreapta, și atunci ești Ok, te întrebă, dar nu va sătura de stânga. Stânga ne însemnând că trebuie aruncată la gunoi. Dar prima dată trebuie să vină dreapta. Dar o dreaptă de aia, dreaptă cum noi nu prea avem în țară. Una de aia care să zic așa, cum ziceau Fluieraș și Jumanca. Atenție, de stânga fiind. Da? Social-democrația din, din Banat și din Ardeal. Care au zis, băi, ar trebui noi să ne retragem după... Au fost luați în 918 pe acolo, hai să-i înseamă în seamă și pe ăștia să nu intrăm noi la guvernare acum. Pentru că nu avem ce împărți. Hai să lăsăm pe ăștia de dreapta, dar nici atunci nu era dreapta, tot un fel de dreapta stângă era, să acumuleze și după ce se acumulează niște bogății, după ce se întâmplă acel capitalism de acumulare, venim noi la guvernare și începem să echilibrăm, că așa face stânga în toate țările dezvoltate, în care electoratul înțelege că ăla e de stânga și ăla e de dreapta. Doamne ferește, să trăiești într-o lume doar de dreapta, mereu de dreapta sau mereu de stânga. Uite, eu am votat mereu dreapta. Dar spun că n-aș putea trăi într-o țară condusă mereu de dreapta. Ai nevoie la un moment dat de o anumită solidaritate. Și stânga, într-adevăr, dacă este onestă, îți oferă acea solidaritate onestă, iarăși. Da? Adică, bun. Bun, pariu că unul care e de stânga n-ar putea trăi mereu într-o țară de stânga. Pentru că stânga, social-democrația, la un moment dat, se gata. Știi? Noi avem în ardeal chestia asta cu băi, lasă-o că nu-i slănină să se gate. Dar dacă mi am inteles de Margaret Thatcher, care spunea cam așa, domnule, problema socialismului e una singură. Și mare de tot. Întotdeauna vrea să lucreze cu banii în lor lați. Dacă ești de stânga, 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 tu țara asta, la un moment dat nu o să ai antreprenori. Și atunci o să zici, vai de mine, dar din mutatul ștampilelor nu se fac bani. Nu se fac bani de pensii, de ajutoare sociale. Pensii speciale, în mod evident, nici din căratul mapelor, dintr-un birou în alta. Ce ne facem în fetelor? Înțelegi? În timp ce dreapta vine și pune la punct tot ce înseamnă sistemul antreprenorial. Că de acolo, din fabrica de cuie, din fabrica de cherestea, din pusul podelelor, din, nu știu, din făcut ceva care servește altora da? și devine rentabil, de acolo se plătesc pensii, salarii, pensii speciale, mă înțelegeți, nu putem rezolva problema asta și atunci trebuie să ne amintim mereu de ea. Bun, și atunci vezi că România a rămas cumva pradă unor figuri, bă, nu le credeam de ceară, dar au început să dea din, știi, se mișcă și se mișcă foarte bine, pentru că deja ăla de stânga, chiar dacă a fost în opoziție, de fapt a fost la putere și când a venit la putere, s-a pus în opoziție ca să poată să ia și mai multe putere când vin alegerile. Ați recunoscut în mod evident și PSD-ul, ați recunoscut în mod evident și nevolnicul liberal. Bun, și atunci ce avem tată în țara asta? Avem exact asta. De fapt vă invit să începem războiul războiul comediei împotriva prostiei, războiul râsului împotriva celor care ne vor trești. Personajele? Eu m-am gândit, știi când am vorbit cu Bebe Cotimanis, zicea, bă, vin la Cluj la un spectacol, fac un spectacol la cercul militar, chiar în centru. unde da, undeva la câteva sute de oameni, dar vin cu o piesă, cafeaua domnului ministru. Și o să vezi acolo Nepriceperea noastră în a evalua oamenii. Cum poate să ajungă un astfel de ministru ministru? Mai mult decât ministru, pentru că un ministru în România nu este doar ministru. Un ministru în România este împărat, este boier, este călău și din când în când, când îl obligă partidul să meargă la televizor, este și ministru. În mod evident, există partea aia altă, da? Există secretara, așa cum ați văzut, căștile pe urechi, băi, ti spun, da? Există apoi cea care are în agenda numele miniștrilor și numai un semn de, băi, dar... Te-am văzut la videocet, erai și tu pe cameră acolo. Aoleo, doamnă, dar cum? Dar nu ești tu cu cu baios? îți trimit un video să vezi și tu dacă ești acolo sau o poză și o să vezi dintr-o dată, puf, totul se liniștește când este vorba de ceva ce n-ar trebui liniștit decât de procurori, de exemplu. Dar, de fapt, eu ce vreau aici? Eu vreau să vă spun să mergem la teatru și la cotimanii și la toți. De ce? Că, bă, mi se pare că e mult mai fain în perioada asta în care se vorbește foarte mult de Nicolae Ceaușescu să ne răzbunăm. Cum să ne răzbunăm? Nu mă apuc acum să dau cu momentul lui. momentului. Da, chef să-i, Doamne ferește, să-i răstoarne cineva crucea. Da, poți să faci altceva. Zi asta și te duci la teatru. Zi ei copiii și îi duci, nu știu, la un teatru de păpuși. Sau mergi cu prietenii la ceva. Nu știu, la un concert de cameră, la un concert de rock, undeva să ieși ca să simți cumva că te-ai desprins de epoca destul de ciudată, ciufută și chiar cu rime destul de urâte la ciufută, ok? Și să zici, ta ta am gătat cu aia. Sigur că mai sunt o grămadă care sunt încă cu mintea acolo, dar noi am gătat. Eu sunt în capitalism, eu sunt în Uniunea Europeană, eu sunt în NATO. Sigur, sunt o grămadă în Republica Socialistă România, așa cum sunt o grămadă de politicieni evul mediu așa cum sunt o grămadă de deștea din jur, dar nu sunt majoritari, sunt doar mai vocal decât noi. Sigur, dacă unul de la s apucă să facă acum pe YouTube ce fac eu, mă sparge. Eu o să am 5.000, 4.700, 10.000 de vizualizări, dar o să aibă 200.000. Sigur că da, o să zici, băi, da, vezi, acolo e adevărul. Nu, băieți, a fost o perioadă în care se spunea că pământul este plat. Au fost mai mulți. Băi, dacă aveau ea YouTube, Aveau milioane de vizualizări. Ăia mici, care zicea, dar totuși e rotund. Vezi ca prin rugul. Știi, și totul se mișcă. Vidiaz? poate vrei să mergi și tu pe rug acolo, că, mamă, că și chibritul, și benzină, și de asta. Au fost mai puțini. Dar au câștigat, bă. Știi ce au câștigat? Pentru că unii se luptă cu vremurile din trecut și alții privesc mai cu binoclu, mai cu ochelari către viitor. Băieți, noi suntem aia care câștigă, Ăștia mici, fără vizualizări. Și voi, ăștia care vă uitați, la ăștia fără vizualizări. Restul, cu latina din limba dacă, cu româna din dacogetă, cu Iisus Hristos este român? Băi, sunt frumoși, sunt ok, sunt de comedie. Uite, să vorbesc cu Bebe Cotimanis, nu găsește el o piesă despre conspirațiuni. Să răcorească poporul și să vadă, într-adevăr, poporul, băi, am cunoscut sentimentul de jenă. Mă las. Mă las de comunism. În 26 ianuarie mă duc la Viena, la Budapest, la Milano, la Ocnamureș, la Sighet, la Torino sau la Megidia să mă răcoresc. Niciunde unde mă duc. La un restaurant cu familia. Nu celebrez nimic, nu comemorez nimic, dar așa o zi în care zic, băi, altădată nu putea face chestia asta. Nu că nu aveam bani, că aveam bani. Dar nu era carne. Cum să mergi la restaurant și să zici, dăm și mie niște frații petreuși, dar mai bine prăjiți. Adidas de porcai, dăm și de aia că cer copiii. V-am pupat. Așa, de weekend, semnificativ. Sâmbătă, 18 februarie, la ora 19, la Cercul Militar din Cluj-Napoca, Cotimanis Art vă invită la cafeaua domnului ministru. Comedie politică la nivel înalt. Distribuția. Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru și Paula Chirilă. De fapt, vă invit să începem războiul. Războiul comediei împotriva prostiei. Războiul râsului împotriva celor care ne vor... Trești. personajele? <gântu> -se> Cât se poate de contemporane? O șefă de cabinet, destul de bine, nu? Dar aflat în slujba serviciilor secrete. Alo? 20, 20? Răspundeți că n-am control! Și o isterică! Da, da, isterică! Patrona de bordel care știe multe despre mulți! Ce un ministru cu școală puțină, ambiții mari și destul de... Ia uite-vă că s-a golit. Mergê, mergê. Entra, entra. Baja. Vale.